Bună dimineața, bine v-am regăsit să avem împreună o zi magică. Sunt Andreea Dincă, sunt astrolog și astăzi vă interpretez cu mare drag și din toată inima horoscopul acestei zile. Horoscop general pentru fiecare zodie în parte. Însă începem cu un mesaj pe care Universul are pentru noi, pentru mine și pentru voi, cei care îl ascultați. Așa că dacă mă asculți, este pentru tine acest mesaj. Ceva vrea să-ți spună sau să-ți atragă atenția, de ce nu? Zice că sunt în pace, mă relaxez și mă bucur de viață. Știu că orice lucru pe care trebuie să-l cunosc îmi este dezvăluit la momentul și locul potrivit. Așa este. Totul se întâmplă la momentul și locul potrivit, totul se întâmplă atunci când ne este permis. Tot timpul spun lucrul ăsta oamenilor care îmi cer informații despre serviciile mele și spun, da, o să mă mai gândesc sau nu, cred că pot acum. Și tot timpul le spun, da, nu vă faceți nicio grijă și dacă, să spunem, bine, ideal ar fi să nu te programezi de 7 ori și să amâni, pentru că nu merge chiar așa, dar vă spun clar că totul se întâmplă la momentul potrivit, așa că dacă trebuie să te întâlnești cu mine, te vei întâlni, dar atunci când este potrivit și pentru tine și pentru mine și când ne este permis să avem această întâlnire, oricât ți-ai dorit tu să ajungi la mine. Posibil să nu poți să ajungi, să ai mereu treabă sau să nu să fii ocupat sau să n-ai, nu știu, posibilitatea sau, mă rog, diversă, să fii plecat nu știu unde și să vrei neapărat să ne vedem personal. Sunt uneori piedici pe care ne întrebăm, vai, dar de ce nu pot să ajung sau de ce nu pot să fac? Pentru că nu ți este încă permis să ai acces la o bază de date, la cunoaștere, la niște răspunsuri. Poate că încă ai nevoie să stai într-o situație așa cu un văl pe ochi. Așa că, da, totul este permis la momentul potrivit și ne este dezvăluit la locul și momentul potrivit. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne programăm și să amânăm de 10 ori, pentru că nu se poate nici așa să ne încurcăm unii pe ceilalți. În schimb, nu vă faceți griji. Dacă trebuie să ajungeți la mine, veți ajunge. Dacă nu, înseamnă că nu era pentru voi acea discuție, acel lucru. 18 iunie și haideți să vedem ce ne rezervă nouă astrele astăzi. Berbec. Berbecii investesc în ținuta lor, investesc în garderobă. Astăzi berbecii vor naviga pe toate site-urile să-și cumpere o mulțime de haine, chiar era aia, cum se numea, hăinării, mărgeleturi, hăinării, era o chestie de asta funny pe, nu știu, cred că era o doamnă pentru o emisiune care spusese chestia asta, în fine. Așa că astăzi berbecii vor merge să cumpere lucruri, da? Deci haine, bijuterii sau, mă rog, își fac planul de îmbogățire, îmbunătățirea garderobei, schimbați și cheltuiți, nu vă uitați la bani, foarte bine, lasă că veți face alții, într-o ținută potrivită veți face mult mai mulți bani dacă purtați lucruri care nu vă plac și care nu vă dau acea stare de plăcere, de poate chiar de abundență. Veți atrage foarte mult dacă vă veți îmbrăca pentru viața pe care doriți să o aveți. Asta este pentru berbeci astăzi, da? Deci îmbunătățirea look-ului. Vă faceți frumoși, vă cumpărați haine, bijuterii. Taur. Astăzi taurii vor primi bani. Așa că sau puteți primi opțiunea unui job mai bun, unui al doilea job sau ceva bonusuri. Cei care urmează să primească moșteniri, sunteți norocoși și super, foarte fain, foarte frumos, dar nu contează de unde, o sursă nouă de venit, bani. Banii sunt bine primiți, nu contează de unde vin, că face partenerul mai mult, că primiți de la părinți, că vă luați al doilea job, că primiți un avans sau luați un credit, îl plătiți voi după aia, nu contează. Ideea este că vin bani către voi. Gemeni. Gemenii au ceva discuții sentimentale astăzi, pe latura asta sentimentală. Ați ajuns la niște concluzii, trebuie să luați niște decizii, dar le tot amânați. Faceți acuzații, aduceți reproșuri și poate că aveți nevoie chiar de o consiliere. Ați vrea să dați niște pași înapoi, dar nu se mai poate acum. Trebuie să vă asumați ceva responsabilități și apoi vedeți încotro merg lucrurile.
din punct de vedere social, ceva întâlniri cu prietenii voștri, întâlniri care vă vor da o stare bună, de plăcere. Uitați poate de anumite probleme pe care le aveți acasă. Rac. Pentru raci este o zi în care o femeie vă face o surpriză extraordinară. Fie că vine în vizită, fie că vă trimite un cadou, fie că vă trimite o veste sau vă dă o veste bună, nici nu contează, această femeie are o importanță deosebită în viața voastră și schimbă foarte mult energia. Curățare prin casă, curățarea cumva și a sufletului, pentru că vi se ia o piatră de pe inimă cu această femeie care, nu știu, vine și vă ajută într-un fel sau altul sau vă dă acea veste bună. Deci se ridică o piatră de pe inimă, se curățește sufletul, casa, face ceva purificări și prin casă, schimbări sau vă doriți să schimbați ceva prin casă, vă preocupați de tot ce înseamnă casă, locuință. Leu. Pentru lei este o zi în care sunt atenționați la locul de muncă, au foarte multe proiecte în curs care se derulează, au foarte multe treburi de terminat și dacă nu le gestionați foarte bine și nu vă gestionați echipa foarte bine, e posibil să nu ajungeți la rezultatele dorite. Un bărbat mai în vârstă pune presiune pe voi, un bărbat mai în vârstă vrea mai mult decât voi puteți să oferiți. Poate că e un șef, poate că e tata, poate că e, nu știu, cineva alături de care aveți ceva de împărțit, da? Așa că mare atenție cum faceți lucrurile și cum le ordonați. Leii, mai ales că astăzi intră și Mercur retrograd în RAC, casa voastră 12-a, vă veți duce foarte mult în trecut și vă veți gândi la tot felul de situații, probleme, veți avea conștientizări, da? Deci vă gândiți către trecut, vă întoarceți mult în trecut. Fecioară. Pentru fecioară este o zi în care veți spune lucrurilor pe nume, veți spune ceea ce nu vă convine. Bine, oricum voi sunteți foarte tranșante și spuneți adevărul așa verde în față, dar cum e peredele meu, dar astăzi nu veți gândi foarte mult, adică cum vine așa o spuneți și mai ales veți fi duri cu membrii familiei, mai ales dacă au greșit, mai ales dacă au luat-o pe un drum aiurea, mai ales dacă nu sunteți de acord cu niște decizii pe care le-au făcut și le dați argumente solide. Veți face un duș rece celor din familia voastră sau prietenilor sau oamenilor cu care lucrați, oricum. Sunteți cele care dă drumul la gheață. Să se răcurească omul, să se trezească la realitate. Foarte bine, cineva trebuie să-și asume și asta, nu? Balanță. Balanța are un conflict la locul de muncă pe care nu știe să-l gestioneze foarte bine și dă fuga la șef sau la alte persoane pe care ar putea să le ia de partea sa, să-și găsească aliați. Cel mai bine ar fi să spuneți ce aveți de spus, dacă ați greșit să recunoașteți și mai bine să găsiți soluții decât să găsiți vinovați. Dacă cineva vă acuză pe nedrept, încercați să vă apărați, dar la fel. Prima oară rezolvați problema, am mai zis asta odată și mi-a comentat cineva. Rezolvați problema, găsiți soluția și după aia vedeți cine a fost vinovat. Adică atunci când a luat foc casa, nu mai stăm să ne întrebăm cine a dat drumul la chibrit. Hai să ieșim din casă și după aia aflăm noi vinovatul și vedem ce facem. Cam așa e astăzi cu balanța. Nu pierdeți vreme. Scorpion. Pentru scorpionii este o zi bună pe tot ce înseamnă sfera afacerilor, da, chiar dacă Mercur, cum spuneam, este retrograd, nu e nicio problemă. Astăzi vă vin niște idei foarte bune, sclipitoare, strălucite. Poate veți reveni la niște idei pe care le-ați avut în trecut, da, și pe care le-ați lăsat acolo în stand-by. Erau ele puse pe ordinea de lucru, dar nu s-a întâmplat. Lasă că reveniți acum la ele. Partenerul pleacă pe undeva, lucru care vă deranjează și chiar puteți să-i reproșați acest aspect. Ai plecat, nu mai făcut nu știu ce, mai lăsat baltă cu lucrurile. Bine, sunteți cumva așa supărate că nu oferă cât ați vrea voi să ofere și că nu face mai mult. Puteți să-i spuneți și acest lucru. Săgetător. Săgetătorii muncesc mult astăzi
și reușesc să-și împartă sarcinile sau reușesc să-și împartă timpul în așa fel încât să iasă bine până la final de zi. În mijlocul zilei aveți și o întâlnire, aveți și o ședință, în urma căreia știți ce trebuie să faceți, știți cum să acționați și sunteți susținuți să acționați în acea manieră, în acel mod. Vin oameni noi, da? Vin oameni noi în echipa voastră, dar oameni care sunt mult mai bine pregătiți decât ce aveți acum. Și asta vă încântă, vă ajută, pentru că învățați de la ei și chiar le dați niște sarcini foarte importante. Aveți încredere să le dați sarcini importante. Capricorn. Astăzi capricornii sunt testați în relația de cuplu, da, sunteți puși în fața unor capcane, se joacă ceva jocuri psihologice și nu numai. Poate că veți claca, poate că veți spune niște lucruri mai rele, mai răutăcioase, mai dure, mai grele, dar cumva sunteți strânși cu ușa, nu știți că este acest joc și posibil că veți răbufni, mai ales că sunt destul de multe greutăți și pe la locul de muncă. Certuri care nu au fost încheiate revin și poate chiar obiecții din partea superiorilor voștri. Conflicte și cu superiorii de asemenea. Da, e rost de ceartă pe aici, deci stați în calm, stați cât mai stați în banca voastră și vedeți-vă de treabă. Vărsător. Vărsătorii se ocupă de familie, se ocupă de părinți, de familie, de îmbunătățirea vieții a tuturor celor din jurul lor, adică membrilor familiei. Cumpărați lucruri, vă duceți pe la medic, depuneți cereri, vă ocupați de examene, dacă aveți copii care urmează să dea examene, nu știu, mergeți cu ei pe la școală, pe la liceu, pe la nu știu unde. Ideea este că astăzi vă ocupați de tot felul de lucruri pentru familia voastră, că îi scrieți la medic, că mergeți cu ei la un consult, că mergeți la școală, că mergeți să vedeți o facultate sau să răsfoiți ceva ce are legătură cu un examen, cu facultatea, cu viitorul celor din jurul vostru. Da? Deci organizați familia bine voi azi. Pești. Iată că am ajuns și la peștișori care sunt înclinați ușor-ușor să evadeze un pic din realitate, așa pe ultima sută de metri când Marte încă se află în semnul vostru. Fugiți un pic de realitate și aveți nevoie astăzi de o activitate pentru sufletul vostru. Vă dați seama astăzi că, ok, nu se mai poate așa, trebuie să fac și eu ceva pentru mine, trebuie să găsesc un lucru care să mă satisfacă, să-mi dea o plăcere, să mă relaxeze. Cred că veți căuta ceva cursuri sau veți merge la sală, la un dans, la un atelier de pictat sau ce vă mai place vouă, cântat, dansat, pictat, sărit coarda, nu știu ce vreți voi, nu mă interesează ce anume, dar faceți ceva pentru sufletul vostru începând de astăzi sau cel puțin astăzi luați acea decizie, da, de a cumva a face și pentru voi ceva, să nu vă mai sacrificați tot timpul. Mare atenție și cu tot ce înseamnă reproșuri pe care le aduceți celor cu care lucrați, pentru că nu le vor primi foarte bine și vi se vor arunca în față lucruri din trecut, lucruri pe care le-ați făcut și voi la un moment dat. Adică tu mă critici pe mine, dar și tu ai făcut mai rău decât mine, ceva de genul ăsta. Nu fă altuia ce nu vrei să ți se facă. Dragii mei, să fie o zi magică și toate stelele să se alinieze favorabil pentru voi.